Cocoleșilor, și bine v-am regăsit la un episod din joculețul meu preferat. Știți că îmi place la nebunie acest joculeț, așa că dacă vreți să mai facem episoade, fiți sigur să lăsați un like la acest video și să-mi dați sfaturi, adică cum vă place să vă îmbrăcați? Vă place să vă îmbrăcați sport? Vă place să vă îmbrăcați elegant în rochițe sau în blugi? Care este stilul vostru preferat? Eu când eram în liceu, mie îmi plăcea să mă îmbrac așa mai băiețește, să zic. Fugeam de rochițe și acum, din contra, îmi plac cât de mult se poate toate rochițele, adică sunt preferatele mele. Deși de multe ori mă îmbrac și în blugi, dar consider că este mai ușor să ții o rochiță și te-ai asortat așa din cap până în picioare. Hai să vedem. Proba este graduation, adică cum ne-am îmbrăcat noi la sfârșit de an când am absolvi. Hai să vedem. Absolvenți de liceu sau de facultate, cred că ar trebui să-mi pun acești ochelari. Deci acești ochelari mă fac să pară foarte inteligentă. Uite așa, și o să iau cu negru. Cum ar trebui să ne mai îmbrăcăm? Cizmulițele astea sunt foarte faine. Bă, frate, mi le-am luat. Și acum ar trebui să mă îmbrac așa, destul de decent. Dar în primul rând să-mi iau un bronz. Hai să vedem, dar nu foarte bronz, cam așa. Pentru că am stat mult în casă și n-am putut să mă bronzez. Acum vine vara și o să mă fac foarte faină. Haideți să mergem puțin la VIP. Dar unde e VIP-ul? Aici, așa. Și să ne luăm ceva... ceva așa mai de școală. Ia să vedem. Ăsta. Du-te, mă! Hai să ne luăm altă paletă cromatică de aici. Eu sper să se potrivească. Uite, o să merg pe rozul ăsta. Doamne, nu cred că se potrivește. Dar jacheta asta, de ce e așa de urâțică? Cum putem noi să dăm o culoare și la jacheta asta? Nu ne lasă. Bă, s-ar putea să ne luăm altceva. Că sincer, parcă simt că nu mă avantajează suficient de bine această jachetă. Adică nu pot zic că e chiar foarte la modă. Poate găsim altceva. Hai să vedem pe aici. Uite, rochița asta este foarte drăguță. Bă, dar nu se potrivește pentru școală. Oh, ce fain e așa cu albastru. Hai să vedem dacă putem să ne facem mai serioasă, știți? Pentru că totuși, să nu pari, nu știu cum, prea șmecheră. Uite, asta e faină. Asta. Hai să vedem dacă ne punem tot așa pe albastru, dar o să dăm pe cealaltă de dinainte jos. Așa, ia să vedem. Cu violet și cu albastru. Bă, ceva, parcă ceva nu se potrivește aici. Aș vrea să fiu... dar mi se pare că sunt prea elegantă. Hai să le văd și pe celelalte fete. Fetelor. Ia să vă vedem așa puțin. Da, aveți dreptate. Eu cred că e fusta prea scurtă. Trebuie să alegem altceva. Hai să vedem dacă putem să alegem o fustiță separat pe care să ne o punem pe deasupra. Hai să vedem aici. Ce fustiță? Uite asta. Asta e destul de serioasă. Doamne, deci m-am îmbrăcat ca o țață. Ce-am făcut aici? Nici eu nu știu, dar să știți că este destul de interesantă. Haideți să vedem, poate găsim o freză și un machiaj. Wow, și-a pus și cordeluțe dintre alea. Dar unde și le-a găsit? Ia să vedem. Asta? Hai să ne alegem ce culoare de păr. Brunetă? Bă, e faină. Bă, zici că sunt o profesoară. M-am îmbrăcat în profă. Nu cred. Deci eu sunt profa care le dă diplomă. Deci nu cred. Deci dacă vede Felix că m-am îmbrăcat în profă, du-te, bă. Hai, am să las fața asta. Este cam faină. Și cred că ar trebui să-mi pun și niște cărți în mână. Știu că erau aici niște cărți. Uite-te. Uite așa. Eu știu că s-a terminat școala, dar să știți că eu încă învăț. Nu cred! Băi, nu vreau să mă vadă nimeni eu acum, să nu mă copieze, pentru că, sincer, m-am făcut destul de faină, nu mă așteptam la așa ceva. Da, mi-am luat și cizmele astea, sunt decentă. Sunt foarte fain îmbrăcată, așa este? Bun, mă duc să mă ascult să mă ascund într-un colț, să nu mă vadă nimeni, dar cred că totuși mi-ar trebui și o brățărică ceva. Chestia asta îmi place. Am pus-o. Să vedem pe albastru. Nu, pe paletă. Hai să vedem unde. Patterns, ăsta. Tot ăsta. Băi, ce se întâmplă aici? Sper să-mi stea bine, adică... Cred că freza este alta. Acum nu mă pot decide să fiu profesoară sau să fiu doar o elevă silitoare. Hai să vedem aici la freze. Poate găsim altceva. Și în primul rând ar fi trebuit să ne dăm jos freza asta, da? Ok, o dăm jos și punem alta. Hai să vedem. Fată, fii pregătită. Asta. Și tot brunetă vreau. Așa. Haide.
Doamne, ce serioasă sunt! Băi, deci eu m-am îmbrăcat ca pentru școală. Sincer, nu știu dacă se potrivește bereta asta atât de bine, dar... Băi, era altă beretă! Ia stai să vedem, dăm bereta asta jos, așa, și era una care era fără floare. Eu așa vreau, vreau beretă dintre asta fără floare, dar de unde a luat-o fata aia? Hai să vedem, aici nu este, acolo sus nu este. Unde este bereta fără floare? Vă rugăm frumos, avem nevoie. Aici nu-i. Ce ne putem pune de aici? Băi, de unde ți-a luat beretă fără floare? Hai să vedem, că am impresia că... Doamne, dar ce drăguțe sunt unele fete. Nu vi se pare că se știu să se îmbrace super bine? Deci, hai să vedem, ne lasă să punem asta fără. Nu cred. Sigur trebuie să fie în altă parte încă una pe care eu nu am văzut-o, dar unde se ascunde? Aici, poate. Asta! Așa, s-o punem pe negru sau s-o punem din paternul acesta? Hai să fim așa, cu albastru. Am ales această ținută, deoarece mi s-a părut destul de serioasă și la școală trebuie să te îmbraci destul de serios și sunt decentă. Ia uitați, nu se vede nimic, decât puțin umerii. Bă, dar de ce v-ați luat și voi cărți? Numai eu am zis că îmi fac temele pe vacanță. Serios acum, oi de mine, ce faine sunt toate! Sincer, fată, încerc să ne convingi că nu te-ai machiat, dar eu știu clar că te-ai machiat. Și cărțile alea cred că sunt de fapt de modă, sunt niște reviste înăuntru și tu te dai aici mare că înveți. Numai cărțile mele sunt adevărate cu adevărat. Wow! Du-te, bă! Ce faină e aia cu albastru! Ba, mă! Bă, eu mi-am luat papuși, da, mi-am luat aia negri. Ce faci, fata, ne arăți că ești flexibilă? Wow! Stai să vedem, ar trebui să ne... Să ne luăm și noi alte posturi de aici, de jos. Bun, hai că-s pregătit aici. Ia uitați, mă, și voi această fată. Ce dreaduri faine și-a făcut. Zici că e cumva egipteancă, nu știu de ce am impresia. Wow, ce drăguță. Băi, deci fain de tot s-a făcut pentru absolvire. Și a luat o roche din traia neagră. Zici că e robă din traia de absolvire. Foarte tare, sincer, e preferata mea. Cred că s-a potrivit cel mai mult în temă. Iar eu aici sunt o profă, să știți. Eu sunt o profă care e tristă că s-a terminat școala. Uite așa. Și sunt foarte decentă. Uite-te. Vezi? Yay! Eu țin de cărțile astea bine de tot, să nu cumva să le scap, că după aceea toată vacanța eu nu am ce să mai fac dacă n-am cărți. Măi, fată! Așa se vine la școală! E cam scurtă fusta! Și n-am avut bani de una mai lungă. Băi, foarte drăguță fata. Dar mai mult așa, gen de mers poate în club, nu știu, sau la mare, la plajă, habar n-am, e prea scurtă! Trebuie să fie mai decentă. Wow! Bă, și asta are rochița scurtă, dar... Nu știu, mă dă pe spate. Ce gentuță faină! De unde și-a luat gentuța asta? Și papuci ăștia așa de fain! Bă, frate, îmi place la nebunie cum s-a făcut. Nu vine să cred. Hai să vedem. Eu am fost super serioasă. Bă, altă fată aici care promite că o să învețe și o să-și facă toate temele. Bă, ce cercei fain și-a luat! De unde și-a luat machiajul ăsta? Ce contouring și-a făcut la nas? Zici că e pisicuță, ce nas are. Ai, mă! Nu a găsit poziția aia nouă, că n-am văzut-o până acum. And the winners! Cine credeți că o să câștige? Eu n-am câștigat, dar de ce n-am câștigat? Băi, deci preferata mea... Ia să vedem eu unde, pe ce loc sunt. Și eu sunt pe un loc pe acolo, pe ultima! Da, deci pentru faptul că m-am făcut profă de aia, înțeleg. Hai să vedem, deci ce avea aia de locul întâi și care era aia pe locul întâi? Asta? Nu, nu mai știu. Uite-mă cum se preface că este inteligentă. Băi, nu cred, dar ce fain e machiajul. Unde și-a găsit un machiaj atât de fain? Da. Va trebui să ne dăm destul de mult interesul pentru că avem aici o competiție foarte strânsă și toate fetele astea promit că o să-și facă teme multe. Pe vacanță și își dau interesul aici să fie cât mai chic. Bun. Asta sunt eu. Putem să alegem următoarea temă, dar nu știu exact ce temă am putea alege noi. Așa că prefer să fiu surprinsă de către joc să aleagă el. Hai să vedem. Și eu vreau să fiu pe locul întâi. Te rog frumos, lasă-mă și pe mine. Uite, uite fata asta cum stă cu mâinile. O roagă. Te rog, lasă-mă și pe mine să fiu pe podium. Mamă, cât de tare. Cum s-a putut pune în poziția asta? Mermaids,
trebuie să ne facem sirenă. Și avem 325 de secunde la dispoziție să ne facem cea mai șmecheră sirenă din univers. Hai să vedem, pe locuri, fiți gata. Start. Dar cum putem noi să ne facem sirenă? Adică pe bune acum, ce anume avem noi pe aici care ne-ar putea transforma într-o sirenă? Uite, putem să ne punem chestia asta. Nu, fără mâneci. Fără mânecile astea, fără mâneci bufante, vă rog. Ia să vedem. Bă, asta s-a făcut albastră, să știți că și eu voiam să mă fac albastră. Dar... Color wheel. Putem să ne facem și altă culoare. Ohohoho! Bă, ce nebunie, poți să te faci orice culoare vrei de aici. Văd că toată lumea se face altă culoare. Ce culoare de sirenă să mă fac? Color wheel. Bă, stați, că vreau să mă fac o culoare șmecheră de sirenă. Uite, să zicem asta. Așa, este o culoare specială. Bun. Acum, astea știu că sunt cu bani, dar avem ceva pe aici care să ne avantajeze, să ne arate că suntem sirenă. Uite, am să-mi iau chestia asta și am să-mi o fac cu ce culoare să fie. Bă, frate. Uite așa, gen, așa. Am să merg pe culoarea asta. Bun. Dar nu văd pe aici o coadă de pește, ceva. Bun. Hai că-mi iau și eu părul ăla, că și eu vreau să fiu șmecheră. Hai să vedem ce fel de sirenă suntem. Deci pot să fiu o sirenă cu părul verde. Sau o sirenă cu părul albastru. Sau cu părul roșu. Ia să vedem. Mamă, ce faină sunt! Și acum mă duc să mă machiez. Așa. Ce machiaj de sirenă avem aici? Bă, asta nu-i faină. Nu-i faină? Wow! Hai să vedem dacă avem un machiaj așa mai... Asta e frumos. Așa. Care este machiaj mai potrivit de sirenă? Ia să vedem. O sirenă care râde. Nu cred că este faină asta. Dar eu nu înțeleg unde și-au găsit fetele alea. Am să-mi aleg ăsta. Bun. Nu știu unde și-au găsit fetele alea, machiajele alea mai deosebite. Hai să vedem. Bă, și asta și-a ales topul ăsta pe care mi l-am ales eu. Bă, ce ar trebui să ne punem ca să ieșim foarte tare în evidență? Și să ne facem gen chiar super sirenă. Unghiile le avem făcute, bun. Mai avem 2 minute și ceva. Vreau să mă uit pe aici să văd cum aș putea să mă îmbrac. Adică, uite, ăștia îmi plac papucii ăștia. Și am să-mi aleg o culoare care să se potrivească cu topul. Ceva de genul. Uite așa. Și acum va trebui să ne alegem probabil orice rochiță, dar să-i facem... Uite, asta mi-am pus brățară la mână. O, pot să-mi pun flori. Bă, mi-am pus flori. Nu știu dacă e bine. Le punem roșii? Hai că le-am pus. Sau să le punem albastre. Uite așa. Bă, hai că e interesant. Îl zici că sunt o sirenă de gheață. Și ar trebui să-mi pun și ceva la gât, dar încă nu m-am hotărât cu ce mă îmbrac. Deci eu m-am dus la bijuterii, dar eu nu știu cu ce mă îmbrac. Hai să mergem la VIP, că totuși, acolo cred că sunt șanse mai mari să ne îmbrăcăm cu ceva. Hai să vedem. Ceva pe aici, ceva pe aici. E rochița asta foarte drăguță. Da băi, poți să-ți iei urechi dintre astea. Ia uitați, mi-am pus niște urechiușe. Urechiușe de sirenă. Hai mă, că e faină treaba. Ok. Să vedem acum ce hăinuță îmi iau. Bun, deci practic, pe aici nu pot zic că văd ceva super mega deosebit, așa că o să-mi iau această rochiță. Și am să vedem aici dacă putem să facem cumva interesant din ea. Hai să vedem, poate găsim ceva cu solzi. Ăștia sunt solzi de pește, nu sunt de șarpe. Nu sunt solzi de sirenă. Hai să vedem. Mamă! Nu! Nu! Cum să ne îmbrăcăm? Vrem să fim ca o sirenă. Băi, cum aș putea să mă îmbrac? Ia spuneți voi în comentarii ce anume să pun aici ca să arăt foarte bine. Cred că era prima, am găsit ceva mai fain, uite asta. Culoarea apei. Uite așa, ceva de genul o să rămân. Așa, papucii ăștia parcă nu e suficient de mult în evidență. Poate aș vrea să-mi fac roșii. Ia să vedem noi. Sau să-mi facem culoarea asta. Ai mă, că e foarte faină, îmi place, dar simt nevoia de ceva în plus.
ce aș putea eu să aleg în plus? Faza este că nu mai avem multe secunde și nu știu cum aș putea eu să ies în evidență. Că văd aici multe fete că ies în evidență cu tot felul de lucruri. Băi, hai să-mi pun și eu asta. Nu, cred că trebuie să dau jos. Deci încep să mă stresez, eu așa reacționez în competiții. Parcă nu mai pot să mai gândesc. Bă, asta arată ca o sirenă, sincer. E foarte faină, dar să știți că și eu sunt o sirenă de gheață. Bun, deci am de gând să rămân așa. M-am uitat așa puțin la competiție. Sunt foarte faine fetele. Uite, pot să-mi pun și chestiile astea? Nu, cred că... Vreau să mi le dau jos și am rămas cu ele, nu cred! Wow, chiar zici că este o sirenă! Vai, ce drăguță-i! Bă, asta e aia cu machiajul ei, care se crede timidă. Băi, deci zici că e Ariel. Foarte fain, îmi place. Este micuța sirenă pe runway. Foarte tare, fetelor, sunteți foarte talentate. Și asta este interesantă. Bă, că se poartă machiajul ăsta așa cu ochii închiși, gen, să te dai că ești timidă și să nu ridici privirea din podea. Wow, asta e poziția faină, îmi place. Dar nu știu ce număr este. Vă rog frumos, dacă știți, îmi spuneți. Hai să vedem. Băi, frate, fetele astea au venit amândouă. Păcat, că sincer erau mai faine separat. Așa parcă și-au scăzut așa puțin din valoare, că omul când are termen de comparație, parcă atunci știe exact cum ești. Așa, în alt fel, poți să fii, să păcălești puțin, să arăți mai bine decât arăți de fapt. Hai să vedem, asta sunt eu. Wow, ia uitați-vă la mine. Haide, mă, că sunt ultra șmecheră. Wow, n-am păr sub braț, sunt o sirenă super drăguță. Wow! Bă, hai că-i finuță, fata. Ultima postură n-a fost foarte bună, nu știu ce a fost aia, dar e faină, îmi place. Și asta e faină, zici că-i... Bă, uitați să-și ia papuci. Zici că-i Daenerys Targaryen. Bă, deci toate sunteți cu ochii închiși, de ce? Sunteți timide? Ridicați ochii, vă rugăm frumos, vrem să vă vedem. Da. Hai să vedem dacă am ceva noroc. Poate mă aflu și eu acolo pe podium. Bă, cine e asta? What? What? Sincer, nu-mi place, este cam exagerată. Și, din păcate, hăinuțele nu-i vin. Are și puțină nevoie la baie. Abia aștept să plec de aici, de pe scenă, că nu mă mai poține mult pe mine, vă rog frumos! Sper să nu câștig ca să mă pot duce la baie. Wow, ce drăguță și asta, ești nebun! Băi, faptul e că contează foarte mult paleta cromatică, vedeți? Deci poți să-ți iei orice pe tine, dacă știi să potrivești culorile și asta este și în viața reală. Ia uitați cât de fain a potrivit culorile, mi se pare că duce cu gândul la sirena. Parcă să-și ia niște păpuși Barbie în miniatură. Și câștigătorii sunt... Ce? Eu care aveam nevoie la baie, sunt pe locul întâi, nu cred așa ceva! Ce am făcut ca să merit asta? Că voiam să mă grăbesc să mă duc la baie. Bă, stați că am mai urcat pe podium. Suntem pe locul 4. Foarte tare! Deci le-a plăcut destul de mult de mine. Ia uitați-vă, mă bucur. Ceea ce înseamnă că mai facem încă un episod? Ia să vedem, să-mi spuneți dacă mai facem încă un episod așa singure. Pentru că din câte vedeți au început să mă voteze oamenii. Eu zic că m-am făcut foarte tare. Apăsați butonașul de coco like. Și ne vedem data viitoare. Pa!